Pașii ne-au purtat de data aceasta în localitatea Teaca din județul Bistrița Năsăud la un crescător de ovine care până la urmă trage un semnal de alarmă. Acest sector este în pericol. De ce? Fiindcă nimeni nu mai se îngrijește de oaia românească. Ar fi două puncte mari. În primul rând, așa cum spuneți, am fost o secetă la început de an, după care am trecut automat la necazurile care spun așa, deci apa a venit, a făcut, ați văzut în toată țara, necazuri mari, ne-a afectat și pe noi pentru că la această dată nu avem cosit niciun fir de iarbă și nici perspective de a intra imediat la lucru, nu, pentru că băltește apa peste tot. Dar, în tot rău și un bine, măcar fântânile s-au alimentat și izvorile cu apă, pentru că nu mai era apă prin fântâni și izvorile și-au pierdut calitățile lor deosebite, care le aveau, de, ne alimentau cu apă pentru animale. Așa că un an greu, un an foarte greu, la care s-au mai adăugat și problemele care sunt cu boala care bântuie lumea, și la noi lucrurile sunt destul de grele deocamdată. Să sperăm că vremea se va îndrepta și chiar dacă calitativ nu o să mai avem acelea, aceleași lucruri bune care am avut anul trecut furaje deosebit de bune, sperăm să le putem aduna așa cum și vor fi așa cum a dat Dumnezeu să le putem face, pentru că nu putem să ne luptăm cu ce nu ne aparțin. O să facem ce ne stă în putință, dar trebuie ajutor de la Dumnezeu și, bineînțeles, și de la conducerea statului. Ce așteptări aveți de la conducerea statului? De la conducerea statului avem mai multe așteptări. În primul rând, aș începe cu una și cea mai importantă, o consider lipsa forței de muncă. Nu avem oameni cu cine să lucrăm. Oameni noi avem pentru că puțini când sunt născuți, care ar trebui acum să lucreze, sunt plecați afară, dacă nu aducem oameni din alte țări, să ne folosim efectiv încet să termină activitatea. Și așa, mulți colegi de mine în toată țara cu care ne cunoaștem de zeci de ani au redus activitatea, au redus motoarele. Cei care o țin, o țin în puterea lor, o ținem în puterea noastră pentru că suntem mai mulți și ce am așteptat, Să încercăm împreună cu Guvernul, cu Ministerul Agriculturii, să vedem de unde să aducem oameni care să aibă înclinații, că aici nu e ca în construcții, de un barot și dăm piatră și dacă se sparge, se sparge, dacă nu mai dăm încă o dată. Aici trebuie și un pic de dragoste, trebuie pricepere și continuitate. De unde credeți că ar trebui aduși acești oameni? În urmă cu un an am fost la dumneavoastră în fermă și aveați de gând să aduceți ciobani din Vietnam, din Indonezia, din țările asiatice din Nepal chiar până la urmă cum au mers lucrurile, că ciobanii din țările astea nu îi vedem la lucru Nu, nu am reușit să facem absolut nimic pentru că a dat necazul ăsta peste noi guvernul a bătut pasul pe loc noi de unii singuri nu prea putem rezolva problema, deci aici a trebuit intervenția statului și a făcut, creat o legislație Dar vă să conțină mai precis legislația unde să îmi pot moles lucrurile nu știți unde sunt împotmolesc, Ministerul Muncii și nu ne cheamă la discuții când vor să fac colegii. Văd și acum că lucrează la legea asta a în agricultură, să lucre 40 de ore, băi, oameni buni, aici nu-i șantierul cu, cu, bani puțin și mult de lucru, aici acum să vii tu dimineața, să pleci la 4, tu dai imprimire animale, cui le dai? Cel care pleacă la 11 noapte, le dă cu imprimire, trezește, mă hai să-ți dau deja devenim caragioși și nepricepuți, păi trebuie să ne așezăm la masă, să discutăm în ce condiții le facem, ce dăm noi, ce dă statul, ce cerință are statul. Nu face o lege ca tu ești străin de lucrul ăsta, de activitatea care se desfășoară aici. Ajuns și tu pe un post, cine te-a pus să fie sănătos, dar nu da cu bota baltă. Stai de vorbă cu oameni că ministerul și cei care s și acolo pe noi trebuie să ne reprezinte. Pentru noi trebuie să lucreze în interesul cetățeanului, a fermierului, nu în interesul nu știu cui, să-i urim, să batem câmpii și să nu ne pricepem de niște lucruri. Deci asta ar fi prima, pe urma a doua. Nu, știu, nu știm ce să ne mai facem cu animalele sălbatice. Animalele sălbatice, cred că și-au și schimbat comportamentul, pe lângă, în primul rând, numărul, că sunt foarte multe. O să nu te poți tu odihni o oră noaptea, de la 11 până dimineața la 4, lup, urs, concurs, lup, urs, E un concurs, nici nu știi care pot să vină deci mai mult. Când pleacă, mai. pleacă unul, vine altul. Exact. Așa ceva și încă mai de mult se vorbea când este urs, atunci nu este lup în zonă și invers. Ori acum toate și-au dat mâna și toate sunt împotriva noastră. Dar și pagubele din... sunt uh, însemnate? Pagubele ne apărăm cu... Atacă animale? Atacă animale și mi i frică că, în primul rând, nu suntem despăgubiți, decât foarte rar. Chiar ne-am avut în cazuri, să zic așa, din 30 de animale am primit pe vreo 10. 20 nu e complicat. Treaba trebuie anunțată primăria, primăria îi anunță pe cei plicați de la vânători, de la județ, de la mediu, până să adună șapte instituții, ai și -bă abandonat animalul, se degradează, până vine, nu, stă, nu poate stă un animal mort o nu șir să adune el, când devine un miros insuportabil, să degradează urmele pe urmă, când vin a, nu, nu-i mâncat de el. De unde să știu eu că e animal sălbatic. Da, dacă au fost câinite și deja cădem în penibil. Da, deci de încearcă tot... să tergiverseze te toate lucrurile. Și... să nu poți lua bani, știi cum? Și cu asta, asta e una, atacă animale. Dar pune o întrebare, dacă atacă un cioban, dacă atacă pe altul și se întâmplă un caz, se întâmplă un caz. Vezi, ați văzut și la televizor, de să mai vin mai mult decât noi, ce fac, umblă deja prin orașe, prin, prin, magazin, ce așteptăm noi? Dacă acolo umblă, atunci aici, uitați, unde suntem la marginea pădurii. Eu am cumpărat pământul ăsta și am dat bani și credite și, și am crezut că cel mai greu e că n ai credite. Acum când scap din acasă, nu-ți poți scăpa de animale sălbace, care depinde numai de noi, de statul român. De ce trebuie să facem noi circ? De ce trebuie între noi și ministere și guvernul? românesc fie scandal. De ce? ceilalți, ceilalți crescători din zona se confruntă cu aceeași problemă cu animalele sălbatice? Aceeași problemă. Nu e problema animalelor. le la oameni animalele din coteți, porci, nu mai vorbim de vaci, de oi care acum vara, sub cerul liber. Când sunt saivan, îi cum îi. Dar după ce ieșim afară și stăm cu staurul afară, deja necazurile se multiplică. Și mă gândeam și mă gândesc și acum și aștept să dai Dumnezeu sănătate în lume și să ne putem întâlni cu cei din guvern, să vedem ce de făcut ca așa, nu se mai poate. În urmă cu câțiva ani, OAIA să spunem că a fost privilegiată, existau anumite programe, alege OAIA, programul Lâna. Ce se întâmplă în momentul de față? Văd că lucrurile bat pasul pe loc. Momentan, cu Lâna nu-i clar nimica, din ce a spus domnul ministru la o întâlnire care au avut loc la București, ar vrea să ne dai 5 lei pe cap de oaie. Pentru că lână, cu programul care a fost, s-au îmbogățit țăganii, s-au îmbogățit. Nu știu cât de tăi s-au dar... Ai bine zis intermediari. Intermediari, da. Noi nu am luat nimic de pe lână, încă am mai fost și înșelați că ei care veneau să cumpere lână, ziceam, n-am bani de motorină, dăm niște bani de motorină ca să vin tura, dau să mai iau încă o dată la Să ducea cu lână, să ducea cu banii care te împrumut și au rămas banii la ei. Și nu și mai venea. Și nici nu mai venea. Și noi am rămas cu nimica. Ultimul camion de lână să l-a prins, lână arde foarte greu, trebuie multă motorină și cauciucuri, a să dai foc. Deci am dat o în bară cu lână și să găsim o soluție împreună cu domnul ministru. Zice că se va plăti prin apia, dar astăzi nu-i făcut nimic. Deci până astăzi nu-i făcut nimic. Sigur că un subprodus alâna, altă dată era bine plătit, nu mai vreau să vorbesc de trecut, vedem ce facem în viitor, să găsim o soluție. Au venit, s-au întâlnit cu noi la Conducea Federației, am primit delegații din Spania, din China, dar nu s-a ales nimic, care vrut să ia în lână să o folosească la izolații. Nu s-a ales nimic, nimic absolut. Așa că... Ar fi o soluție ca acest produs de la OAE să ajungă în această industrie a construcțiilor dacă s-ar sprijini acest lucru. Uh, da, dacă s-ar sprijini și ar fi interes cât am cheltuit noi bani în stânga și în dreapta, dacă se făceau niște centre de colectare, să spălăm lâna și să-i dăm o formă, deci să facem niște saltele, care o să că chiar la Bistrița, când a fost domnul ministru Daia, uh, Dumnezeu ne-a ajutat, și ne-am dus la o fabrică și au făcut câteva saltele imediat. Să zicem 10, 15, nu e important. În câteva minute au fost toată treaba. Deci s-au văzut că se poate. Dacă ar fi interes, deci pe centru de colectare, de spălare, de câți bani cheltuim noi stânga, dreapta, fără niciun rost, ele era mai, nu -i mai ales că erau întreprinderi. Eu vorbesc la Bistrița, unde cunosc situația, unde se putea spăla, unde se puteau face saltele respective. Dar dacă nu-i niciun interes și când ne întâlnim, vorbim și pe urmă nu se mai trans transformă aproape nimic în realitate, atunci ajungem în situația asta în care de 20 de ani ne tot plângem, ne tot plângem, mă refer la Dar Credeți că acest produs și-ar găsi, să spunem, desfacere pe piață, întrebuințare la nivel național și nu numai, chiar și pe piața externă? Și ar găsi eu vorbesc numai ce mi-au spus alții, nu eu când pe dar din cei care au venit la noi, am întrebat ce vreți să facem că și mi s-au spus vrem să o folosim la izolații. Eu am vorbit aici și vorbesc acum despre lână la rasa țurcană, care e cea mai multă în România și care avem noi crescători cea mai multe animale. lână fiind grosieră, se pretează deocamdată mai bine și bineînțeles. Și alte lucruri, înainte făceam covore de trebuie să ai mari pile ca să poți cumpăra un covor de la ciznădie sau de la albă. Poate. Și alte întrebări în eu am vorbit strict despre cei care au venit să o cumpere și pentru ce la lâna țurcană vorbesc eu. Lâna Merinus, care are alte calități și țigaie, sigur că colegii mei care se ocupă știu. Mulțumit de vânzare, mulțumit de preț, atât la miei cât și la ovine? În acest an, mulțumim la Dumnezeu, da. Anul cât de greu a fost, ne-a salvat carnea de miel și carnea de oaie. Prețurile au crescut până la 12-13 lei în viu la miei, iar la oaie 5-6 lei. Deci, față de anul trecut, când a fost un chin, a fost 5-6-7 lei, s-a dublat prețul. Sperăm că Dumnezeu ne va ajuta și conducerea statului, pentru că e un câștig pentru țară. Specia o vină, e singura, care nu face importuri la ora actuală. Ea aduce numai valută. Nu am nimic cu porcul, cu vaca mic, spunem lucruri ca dumneavoastră le cunoașteți. Dacă carne de vacă importăm, dacă porc importăm, de oaie nu importăm, ci din potrivă. Facem export, se aduc în jur de un miliard de euro. Când știi, sigur că aici să nați discuții pentru că nu toate funcționează cum ar trebui. Dar mulțumim și celor de la Autoritatea Sanitar Veterinară, de la Minister, care au fost alături de noi, am mers în toate țările arabe și am căutat piață noi, reprezentanță federațiilor, a fiecare pe banii lui, unde l-a ajutat Dumnezeu. Ne-am împărțit cine merge în Iordania, cine merge în peste tot. Am fost, am adus cumpărători care altată nu mai a fost pe piață la noi, în România s-au fost poate de 20-30 de ani, dar întrerupt relațiile, iar astăzi când au venit mai mulți cumpărători, deja prețul a fost mulțumitor atât pe miel cât și pe mai. Sperăm ca și în continuare să nu se îndepărteze, să nu se întâmple ceva, să nu facem o prostie, că noi românii, facem exact ca vaca bună de lapte. Când e plin șuștarul, de șuștar numim găleată în care o mulgem, îi trage un șoc și se varsă laptele. Nu mai de mi frică și acum. Că am auzit și acum când am fost la București, păi, mă, omule, dacă tu ești pus pe o funcție, trebuie să ai cap și judecate. Cum vorbești tu împotriva statului te român? Că vine bolă, că avem bolă, screpie, că mă, trebuie să tăcem. Că dacă noi vorbim, sigur că câte un caz, ca și la oameni, ați văzut și acum cu bolă asta, mă, mare mă, trebuie să trecem prin bolă așa trebuie să treacă și animalele astea, chiar dacă. Să zicem că e un animal noi nu facem atâta poveste, nu vorbim de la nivelul ăla, că avem bolă, cum să o eradicăm, că oprim exportul. Noi nu trebuie să punem ștraif în fața cailor. Noi întâi trebuie în liniște și numai între noi să rezolvăm problema, nu să batem toba, că vedeți că acum tot se vede ce e în China, ce e în America, dacă unul l-a bătut pe el, așa și aici, o vorbă scăpată, fără rost, aduce urmări negative împotriva a noastră fermierului și implicit a statului român. De ce ne trezăm vorbind? Dacă nu cunoști un subiect, lasă-mă pe altul și vezi de treaba ta. Nu te bate tu cu pumnul în piept, ce teste și cum trebuie să omorâm animale. Și ce nu ne vedem de treabă? Să așezăm lucrurile, să stăm de bă, să vedem cum putem face. Cum putem ca și noi fermierii și țara să meargă înainte? Cum putem? Dacă vorbim te prostit, ne trezăm vorbind așa numai prin somn, trebuie să fim foarte atenți când scoatem un form, pentru că și vânzarea asta de animale îi o piață, unde sunt concurenți. Cum ne scot din piață imediat, că e ușor, că se interese și aici, nu vreau cum să intru în politică, așa, dar am fost prin Germania și toate țările cu ani înainte când mergeau un pic mai bine lucrurile pe banii ministerului, trebuie să o spun și le mulțumesc, am fost în majoritatea țărilor, să nu zic chiar în toate, țările din Europa care sunt crescătoare de oi. care e problema? Lor le trebuie animale, miei, care să nu aibă strat de grăsime așa cum face țurcana. Deci lor, efectiv, nemțelor, francezilor, dar ar fi loc și pentru noi dacă ar fi interes. Pentru că, înainte de a se retrage Anglia din Uniunea Europeană, 30% din necesarul de carne, de oaie, nu era acoperit. Și atunci numai bine putem veni noi, pentru că atât Franța, cât și Germania și toate țările, este populație venită din alte state care mănâncă Arabă, că... carbi, în primul că... rând. Exact, arabi în primul rând, care ar prefera să mănânce carne de surcană. Asta e una. Doi, noi am putea face foarte ușor, zic foarte ușor, ușor, și carne de care au ei nevoie. Deci pe rasa țurcană am încercat și uh, au dat rezultate, putem face niște metiși care să fie din rasa de carne. Aducem berbeci din Safol sau Il de Frons, care și sunt în țară la unii fermieri, au dat rezultate foarte bune. Dar, îi și aici un lucru care nu vi-l pot spune că nu-l cunoște, cât să dau cu presupus, nu, știu. nu vin la noi la cumpără, și aici trebuie rezolvată cumva problema. Dacă suntem în Uniunea Europeană, de ce trebuie numai să cumpărăm și să nu vin de nimic? Dar nu s-a zbătut nimeni ca să rezolve lucrurile astea. Ori noi suntem prea mici ca la nivelul nostru să putem rezolva. Ce am putut noi rezolva și avem succes? Cu țările arabe. Unde ei preferă carnea. Chiar o întâmplare în Iordania, așa ca românul, ca să văd lucrurile rezolvate eu am vorbit cu ministrul de acolo, în prezența delegației din România, și am spus, sa țurcană, cum ești, dar uitați ce vrem noi. Și am început așa niște angajamente de timp mai vechi. Am putea face și să vă ducem carne, cum mai puțin său. Și m-a lăsat să vorbesc și un zis, domnul, Ce ziceți dumneavoastră? Noi nu avem nevoie. Noi mâncăm carne de din România de 30-40 de ani. Ori tocmai de o preferăm și după carnea animalilor noastre din Iordania cu care poporul e mățat, urmează carnea din România, cu cele mai mari calități din tot ce aducem din toate țările și tocmai seul ăla care îi stratificați în țesut și și în vele aduce dulceață la carne de oaie. Pentru noi, după carnea noastră, vă felicităm și vă mulțumim că carnea noastră, care de zeci de ani vine în România. Nu încercați doamna, să îmbunătățiți un lucru care merge. Lăsați-l așa încă... Nu stricați o piață exact până la urmă. Mi-a fost și jenă pe urmă ce am vorbit, am zis, doamne, de nu am judecat mai bine, dar nu am știut și până la urmă, am bucat curat, că ei eu înțeles și le place. Deci, merge, bine cele arabe, acum, și de a revin la ce am vorbit cu un minut, două înainte, mi-e frică să nu dăm cu piciorul în ce am făcut, să nu vorbim ce nu ne trebuie, să fim foarte atenți, că vorba șefilor a reprezentanților să audă mai tare decât a noastră. Îți mai urmăriți ei decât noi ce vorbești și să nu facem vă prostie. Când lucrurile momentan sunt așezate, aștept acum să vedem cum vor fi vânzările în luna iulie, când au sărbătoarea lor. Ha, și aici iar îmi vine în minte ceva. Tot vorbim, audem vorbindu-se și ne spune cum trebuie să dăm mielul în carcasă. Mai foarte bine, ca să dai miel în carcasă, în primul rând ce trebuie să ai cerere? Că abatoare sunt destul, că nu sunt abatoare, cum nu sunt? bisare are trei abatoare. Unde e prețul mai bun, acolo dăm. Dacă se va cere carcasă, așa cum am spus, abatoare sunt, numai în Bistrița trei. Și la nivel de țară, că aud, nu sunt abatoare, abatoare sunt, comenzi să fie pentru abatoare, ca să avem cui să dăm la preț bun. Deci asta e problema. Credeți că în momentul de față România poate să asigure necesarul de ovine pe plan extern? Să vorbim de piața arabă, și poate cine știe, reușim și pe piața din vest. A scăzut numărul de ovine, este același și în creștere? Care este tendința? Acum, la românii, când le greu, tot lumea zice le vinde, dar cine e adevărat crescător și pune suflet, nu se desparte, chiar dacă trecem. Sunt ani mai buni, ani mai răi. Oamenii care au plecat, eu vorbesc de mine și de cei care îi cunosc aproape, dacă eu am cumpărat teren, pășune pentru ele acum, ce să, ce să cresc capre sau cai sau ce să fac eu? S-au fost sufletul meu, specia asta de oile, de ele am, pentru ele am suferit, pentru ele am luat credite, am dezle și voi muri și mă despărțit de ele atunci când Dumnezeu a hotărât să mă duc. Până mai pot mișca o mână și un picior, nu mă dispar. Iar ca mine sunt mulți care nu se despar. Când vă spun lucrurile să vă spun cu lacrimile în ochi și în suflet. Pentru că ne batem joc de o categorie de oameni care au pus suflet. Sigur că sunt și alții, care au făcut un proiect, au cumpărat niște oi, deși aici ar fi de vorbit că e o problemă cu punctul, și pe urmă când am văzut că e un pic greu să au lăsat de ele. Dar eu despre aceea nu vorbesc. Concerca, nu nu reușit, au plecat. Eu vorbesc de oameni care fac de zeci de ani, sau alții vin, am văzut din Sibiu și am prieteni, care vin din istorie, trei, patru generații, cu asta s a ocupat părinților, păi ea s-ar întoarce în mormânt părinților dacă ar auzi că ei se ocupă acum de altceva decât de treaba asta. Așa că noi, împreună cu conducerea statului, trebuie să luptăm ca această specie să să dezvolte, nu să o mormântăm. Că nu sunt mari lucruri de rezolvat. Nu sunt mari lucruri de rezolvat. Am văzut și aici cu control oficial al producției, să vorbesc. Oile astea ca să ajungă aici, unde au ajuns astăzi, vorbesc de oile care sunt control și asociațiile, care au specialiști buni și și-au rezolvat problemele și merge bine treaba. Surcana de la 35-40 de kg, cât era în literatura de specialitate, au ajuns astăzi la 60-70 de kg. Sigur că sunt exemplare și de 90, de Sute de chile, nu zice nimeni că nu, dar... E mai greu de întreținut nu că nu putem. Stă un animal, că ăsta îl faci cum vrei tu. Dacă vrei să investești și să baci bani și cu banii să-ți cumperi cereal și medicamente, e rezolvată problema. O faci cum vrei tu. Dar asta e munca omului, în primul rând, care s-a ocupat, plus a specialiștilor. Asociațiile care au la ora actuală specialiști, eu vorbesc de bistrița cât și de cei de la registre, unde cunosc situația. Noi avem astăzi 30 de angajați. Avem mașini care se duc fiecare pe rută cu oameni și eu a fost progres. Numai că acum statul șcheopătă cu bani. Noi punem o parte din bani, o parte din bani statul. Iar statul român, acum când e mai greu, tot taie din banii care dă statul și vine cu restricții tot mai mari. Facem control la nu știu ce, facem controli foarte bine, așa trebuie făcut. Dar întâi investește bani și apoi controlează leul tău. Dacă eu dumneavoastră nu v-am dat o miel de aici, eu să vă controlez când ieșiți, la bar, dacă aveți ceva în port, bagaj, nu v-am dat nimic. Nici nu am dreptul să vă controlez. Dacă eu îmi lipsește ceva, vă controlez pe dumneavoastră. Dar dacă nu v-am dat nimic, ce control? Da, și facem tot ce trebuie. Dar înainte ai să facem treaba. Și apoi dacă dați bani și în treabă, pe urmă vii să-ți controlezi leiul tău unde s-a dus. Dar până n-ai nimic, taci și vezi de treabă că alții văd ce facem noi. Asta e referitor la asociații și la registre. Am văzut specialiști, am văzut și la Dacia, răștie Neață, o somitate în zootehnie, Pădeanu, profesor universitar, nu eu le-am dat diplomă, care atunci când vorbesc despre oi sau despre un animal, nu mai pot să scoți niciun cuvânt. Parcă a venit Dumnezeu pe pământ, știu ce să vorbească, nu vorbească, numai așa să vin. Sunt deja specialiști, la fel și la Arad, la registru. Și la asociație, unul am început cu niște oameni tineri, alți pensionari, dar împreună au învățat unul de la altul, s-au pus lucrurile la rând și asta e o plăcere să te duci. Avem spații, birouri închiriate, avem tot ce trebuie, birotică, toate lucrurile puse la rând, Dumnezeu știe, s au făcut progres. Acum nu ar trebui dat cu piciorul și văd că unii colegi care nu au mai târziu sau poate nici nu vrut să înceapă, ei au început să se iaie de cei care facem controlul. Asta nu a fost obligatoriu. Cine au vrut? Dar nu te opri nimeni. Dar ei când au văzut că să dau bani la SCZ și aici s-a făcut o mare nedreptate a statului pentru că plătește cu aceiași bani pe omul care o plăti cotizații ca și cel care o cumpărat la, un la 35 de ouă iomberbec. O luat aceiași bani. Deci nu a făcut diferență. Și nici așa cei care ne contestă uh, nu s o de foarte târziu. Și acum aici ce fac? Fac gălăgie. Eu îi rog și pe această cale. Nu are rost nicio gălăgie. Trebuie să fim toți împreună. O singură idee, un singur suflet, că slujim aceeași specie de animale. Toți trebuie să trăim, toți trebuie să câștigăm ore și să ne putem ajuta unul pe alții. Nu să ne ducem cu povești. Nu mai are rost să povestim care nu și-au rost, dar îmi pare rău că au fost și cei care au primit și le-au plăcut că vin asemenea informații fără să verifice dacă sunt adevărate sau nu. Le-au plăcut să fie mereu scandal între noi, că dacă nu le plăcăm, bă, nu vă ascult nimic până nu vin și ceilalți. Atunci când sunteți, toți, vorbim atunci dacă e cazul. Da, ne vedem întâi de treaba noastră să vedem ce s-au făcut în ultimii 30 de ani și pe urmă să vorbim întâi să vedem realitatea care, cu ce greutate pleacă miei acum, 35, 40, 50 de kg, de export, cât era țurcan acum, 30, 40 de ani. Cine a făcut progresul ăsta genetic? Oare nu știința celor care au condus? Nu crescătorul care a investit bani și și-a cumpărat berbeci? Când nu era vorba de nici o minimis, nu era vorba de nici o de la stat.